Confirmați consilier, vă rog, să puneți o candidatură din partea dumneavoastră care va conduce ședința de astăzi. Domnule Intrule. Alte propuneri? Cine este pentru ca ședința de astăzi să fie condusă de consilier Pornel Covaler? Vă rog să votați. Unanim. Bună ziua, stimați consilier. Din 23 de consilieri care sunt aleși în Consiliul Șănesc, astăzi sunt prezenți 21. Doi lipsesc pe motiv... Doi lipsesc pe motiv motivat. Este propunerea de a începe ședința Consiliului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? S-a obținut? Unanim. Numărul consilier pentru prezenți ne permite să o considerăm ședința deschisă. Este nevoie de să desemnăm un consilier care să fie cu drept de a semna decizii în caz de imposibilitatea președintelui. Vă rog, propuneți. Dobândă. Dobândă. Mai sunt propuneri? Cine este pentru, vă rog, votați. Împotrivă. S-a obținut. Unanim. Este propunerea de începe ședință. Pentru aceasta... A, regulament. Nu, nu. Stimați consilieri, aveți în față ordine de zi a ședinței. Ordinea de zi este din 5 întrebări. Vă rog să spuneți ce propunere aveți față de ordine de zi. Trebuie de bază. Vă rog. De bază. Este propunerea să primim ordine de zi ca bază. Vă rog, votați. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut? Spune votez. Ce propunere aveți față de ordine de zi? Stimați consilieri, din propunerea, revenind de vorba de zi a ședinței de astăzi, vin o propunere ca secretarea numărul 5 de ordine de zi să fie supus votul nominal. Deoarece și la sesia trecută eu am propus chestiunea dată, în funcție de vedere că după mine ea aduce careva prezicii pe nivelul orașului Grodea și noi, consilieri, într-adevăr, trebuie să ne dăm părerea din vedere la legalitatea acestei întrebări. Și vin cu propunerea ca întrebarea dată să fie supusă votul nominal ca fiecare consilier pentru un punct de vedere legal, conform legii care sunt schimbările astăzi, să-și dăie părerea prin vot, ca după ceea ce va aduce unele consecințe, se poate răspunde la unul dintre. Mai sunt propuneri? Spunem votul propunerea domnului Dobândă. Cine este pentru ca să fie votul nominal, vă votați. Nu? Doi? 5. Cine este împotrivă? 0. Cine s-a obținut? 3. Așa. S-am iertat. Deoarece noi încă n-am încercut dezbaterea pe ordine de zi, mă uitând în sală, sunt prorogări primării și în scaun, este un cetățean orașului Grodnei, deoarece, vreau zic, ședințele sunt publice, cetățeanul a fost în ședință, este nevoie ca scurt să-l ascultăm și să-i dăm voie să toc și noi cum să începem... Noi n-am trecut la regulamentul, n-am trecut acolo și trebuie nevoie, da. Da, poate. Domnul ședinte, eu vă dat ieri în cerut la comisiu informații despre... Da, eu țin. Но тут что-то дали ему упрощать, ни названия нету что-то такое, ни
Не вяжется ничего. Это второй лист. Нет, я не внимательно все перечитал. Я сидел. Тут какая-то информация разорванная во времени и пространстве. Asta e bine, asta e întrebarea cu și rugăm doamna Victoria Cristina. Informația pisă spuneți ceva такое, понимаете? Вот пишут элементарные названия, так, Павел? Да, спрямо. Дальше пишут столбики, что означает первый столбик. Я догадываюсь, примерно первый, второй столбик, но у меня арифметика не вяжется в конце, понимаете? Domnul Călăraș, la întrebarea 3, am să rugăm pe doamna Victoria ca să spune. Doamna Victoria, la canalul scrie, dar trebuie să spunem. Acuși o scrie. Cine este pentru ca să primim ordine de zi în întregime cu propunerea domnului Călăraș, vă rog să votați. Это не просто только пропоненный домой. Это вчера сегодня принесут информацию. Чтобы все понятно. Чтимое, что начиталось. Мы все поняли. Чине есть потреба? Чине с аукционов? Заинтересованы. Приветор на регламенту ședinții se propune pentru raportor 3 minute. Toate până la 3 minute. Toate până la 3 minute. Da. Alte propuneri? 5 minute. Vă rog să votați. 5 minute pentru ce? Dezbatere. Dezbatere 5 minute. Cine este pentru prima propunere? 3 minute, vă rog să votați. Cine este împotrivă? 1. S-a obținut? 1. Trece propunerea câte 3 minute pentru dezbatere. Așadar, trecem la întrebările. Domnul ședinte, totuși cei ce am propus ca să ascultăm și apoi nu trecem la ordine de zi ca să dezbatem. Exactăm ordine de zi și după asta? Sau să mâine? Eu cred că mâine voi să ținem. Cine este pentru aceea ca să oferim cuvântul cetățeanul în orașul Doche? Vă rog să votați. Nu informație. Ca informație. Cum ați spus? Știm, să spus cetățeanul. Și cum? La urmă să cetățeanul. Care vrei să spun. Este propunerea după ce ordine de zi. Încheie ședință? Nu, încheie ședință. Ordine de zi trecem, să ascultăm Domnul. Trecem la întrebările ordine de zi. Prima întrebare. Privire la alocarea mijloacelor de denunțare. Raportorul, domnul Minăcescu. Vezi, comisie. Da, vezi comisie. Aveți comisie poziție. Stimați consilier, hai de fiecare dată, avem un demers de a aloca cu ocazia jubileului de 50 de ani de căsătorie și un demers de la o persoană care se prezintă în celosicală. Toate aici. Punem la vot. Cine este pentru? S-a obținut? Împotrivă? Unanim. Trecem la întrebarea a doua. Privind adoptarea regulamentului cadru cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul primăriei orașului Doche. Aveți o comisie pozitivă. Aveți o comisie este pozitivă. Întrebări propuneri? Da. Ce sumă este necesară pentru aceste 45? Mai sunt întrebări? Doi, da. Se mai spune de asta. La întrebarea a doua, mai sunt întrebări? Nu, până la urmă. Vă rog să votăm. Cine este? Sunt inițiatorul, care sunt viziunile inițiatorului la tema de întrebări. Estimați consilieri. Este vorba despre o decizie pe care dumneavoastră acum o veți adopta pentru a pune în aplicare hotărârea Guvernului cu numărul 476, publicată în Monitorul Oficial din 15 iunie 2023. Acest regulament este aprobat de Guvern, unde este indicat fiecare Consiliu deja va aproba, dar va ține cont de regulamentul cadru și aprobat de Guvern. Finanțele, care sus? Din solul disponibil. Mai sunt întrebări? Punem la vot. Cine este pentru? Vă rog votați. Împotrivă? S-a obținut? Unanim. Trecem la întrebarea treia. Cu privire la aprobarea statutului întreprinderii municipale servicii comunale Drochea. Inițiator, Paulina Ceretel.
Stimați consilieri, dumneavoastră, deja noi discutăm despre tema asta de mult timp și dumneavoastră țineți cont și de consecutivitate. După cum a fost aprobată la ședințele anterioare decizia de funcțiune, acum am ajuns la etapa de a aproba statutul întreprinderii care urmează a fi create în rezultatul acestei fuziuni. Dumneavoastră toți ați avut la dispoziție statutul. Dacă aveți careva întrebări, ieri la comisie l-ați discutat. Dacă mai aveți careva întrebări? Erau întrebări, doamna, și mai să vă dați mă întreb. Întrebința, am de cifre de pe coșul nu știu 364 milioane Есть такое понятие, как начисление амортизации и списание тех, что уже замортизировало 100%. Почему до сих пор этого ничего не списывалось? Почему так висит такая сумасшедшая сумма и так вот неспокойно? Нет, 365, это очень большая сумма, понимаете? Avem prezență la ședință contabilii de la ambele întreprinderi municipale, care vă pot răspunde la... Noi mergerea ieri am poftit la comisie să-mi dea informații. Iar informații nu получил, понимаете? Вот это не информация. Вот это любая информация сначала должна писать, что-то за информация. Значит, спеши между вордой речь. Еще не кину, я как лет. Это оно спать. Я думал, что это может только конец, может, мне не дали начало. Я соседей всех посмотрел, всех точно такая информация. Это уже не серьезное соотношение. Я ранее говорю, что это не серьезное отношение. Поставлю вопрос. Ну, второй вопрос. Что касается инвентаризации? Когда последний раз инвентаризация проводилась? А ты ничего не думал? У вас есть все... Я знаю, где есть пачка икорян. Я хотел бы видеть эти инвентаризационные списки. Когда, как это можно ознакомиться? Чтобы я посмотрел, какие мертвые объекты, почему вы держите балансы, почему вы их не списываете, почему мы их не убираем. Что будем делать? Тут очень много мертвых цифр есть, понимаете? Поэтому я спросил, есть интеризация? А мне говорят, что да, есть все подписано. Вот я бы хотел бы посмотреть, кто там подписывался под этим. Вот сколько? Когда вы приходите на комиссию, да, приносите. Первый вопрос. Второй вопрос. Что касается, как мы, кто мне может даст грамотное пояснение? Что мы будем делать с этими домами, которые мы квартиры 100% их приватизировали. Ei fac asociații de locatari și noi le transmitem în gestiune împreună cu dumneavoastră. Deja câteva asociații de locatari sunt formate și noi, prin decizia Consiliului, împreună cu dumneavoastră, le transmitem în gestiune pereții, acoperișul, subsolul și toate rețelele inginerești. Și ce le-am aferent? Și cât ne-am făcut, că e o rândă și mare. Domnul Călăraș, să știți că e o problemă foarte mare pentru a convinge oamenii că ei trebuie să formeze asociații de locatari. Atâta timp cât legea încă nu-i obligă, ei sunt foarte rezervați la capitolul dat și avem înregistrate doar la clădirile cu nouă etaj, acolo unde vor să repare ascensorul. În rest, e
foarte complicat să convingi oamenii să înregistreze aceste asociații. Și până când legea noi va obliga, eu cred că noi mare succes nici nu vom înregistra la capitolul dat. Mă simt deși am găsit tot în citit pozitiv, m-am dat ca mine care se amortizeră, vreau și-o tăcoi, știu, ce mă, dacă nu n-a să stăiață, vreau și-o, din citit așa pozitiv. Este agente care 100% o să amortizeră. Кого-то чистится, что они так и будут нас чиститься, мертвым капиталом, что... То, что мертвым, это нас обязывает чему-то, нет? Нет. Делать ремонт? Ну. Нет. Делать уборку? Ну. Нет. Дьявол, ну, фаши нет. А стоит ремонт или ремонт чипалом? Я понимаю. Но если они на балансе, то... Ну и что? Почему они на балансе? Да. Потому что не могут их снять с баланса. Ну, нет, нет, нет. Это в парламенте. Вопрос в парламенте. Юридически. Нет. Если вы берете на баланс вот эти вот дома, значит, несете ответственность за крышу. Или у вас трубы на балансе, на вас конструировали. Я понимаю это, я не спорю. Поэтому поднялся такой вопрос, потому что если вы ставите на баланс вот эти вот... Мы не ставим, они стоят. Стоят, да, да. Но если вы вновь дублируете это положение, то подняться такой вопрос? Не может. На основании чего? На основании чего? Это получается де юре и де факто. Де юре оно вроде не было, а де факто это частная собственность. А вот пикер где-то почему? Мистер Адамин, что у вас есть на балансе на 100 тысяч? Что у вас там? Оставка на кассу. Да, ну. Касса. Какая касса есть? Какой касса? Георгий Топорчан. Apo canal, nu? Sau gospodării, nu? Gospodării, tot făceam 6. Eu parcă vreau la noi tot case particulare. N-am văzut nicio case. Nu, 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 sunt. Eu nu vreau să mișcă să nu văzut la comunal, că bă la stare comunal, că e, da. Nu, ce nu? După frecuțați. De sudie, de sud, vă spădă? Nu, nu, nici de sud, dar de mișcă. Trebuie să văd la comunal, că nu văd. То есть в любом случае какой-то порядок надо, мы что-то убирать, уменьшать, сокращать, списывать, приходите к нам с предложениями, если даже не знаем, где это находится, понимаете? Вот кто может сказать, что это Паршану сейчас? Там двухэтажный дом, просто нет, там двухэтажный дом, вот это. Там одноэтажная коммуналка есть, одноэтажная коммуналка. Да помнишь, приколоцана, ты помнишь, приколоцана. Желается, чтобы тут какой-то порядок был. А по АПКНАУ? Что вчера добрый директор нам заявляет, что АПКНАУ на село Дороге, то, что мы списывали, ревизия восстановила вам баланс назад? Да. Почему? Каким основанием? Просто у вас корректор, тут что у вас есть Есть детей, я полуместный. Почему мы должны принимать? Ну, я вот так вот сверика, где списать, вывести. По вашей просьбе это все будет. Да. Трубы сочетают. Почему? Подожди, Миша. И почему нужно нас заставить назад? Почему ты реакцию шел на телевидении? Почему мы его не читали? Миша, зачем ты не делаешь такую рекламу? Да, давай. Снимай, кто трубы продавал на тех новых. Надо спросить разрешение. Можно спросить? Ну, ответственно, что требует. Да, ну, требует. Фотография, как сказать, фотография, как сказать, фотография. А капитация есть? Да. Да, салдеба фадом, жизнь, камерамана. Я все-таки, почему, вот там все-таки большая сумма была списана. Что так, ну, вернули назад, и что с этого, что трубы восстановились назад, или те строения вернулись, или те водозаборы там есть, или что. Как? Это же ясно не чекало за миллион долларов. Так вот я этот вопрос и поднимаю. Там же не 100 тысяч, не 50 тысяч. И как вот так вот новый директор спокойно подпишет? А завтра придет новый ревизор и спросит, так, где эти основные средства? Так я поэтому и поднимаю вопрос, да, понимаешь, это очень серьезный вопрос, понимаешь. Там сумма в миллионами шла. Мы тогда со скрипом, помните, со скрипом, но списали, творим пополам все. Приходит какой-то Федя или кто он там пришел, не знаю. Я его примерно гадость был. И вот он своим рощинком. У нас на ничего, это почему? Он, значит, мы должны будем нести опять нам на сессию, чтобы мы рассмотрели этот вопрос, чтобы мы
протестовали, контестовали, контестацию какую-то написали. Как там, домный или как там? Я понимаю, давайте... Там сейчас назначен новый директор придет, он придет, подписал. Первым, что должен сделать, подписать прием, акт приемки передачи. Мы Мишу послали, почему же утвердит это так. И что будет он? Он думает, что делает? Я понимаю, давайте внесем предложение, чтобы рассмотреть. Я это и разговариваю, я об этом и говорю. Что это не очень простой вопрос, и не так ему надо с усмешками. На следующую сессию, чтобы мы проголосовали за это. Да? Не проголосовали, сначала дать информацию на основании чего у нас, что, почему случилось, почему заставили. По какому закону, да? Что у нас, где-то так, почему мы так ревизии не рассмотрели? Стимаць консилер. Iată, eu am o propunere. Dumneavoastră ați citat ieri la comisie ca să se excludă din proiectul decizii aprobarea actului de primire-predare și de înlocuit formarea comisiei. Iată, formăm acum comisia împreună cu consilieri care vor examina tot actul de primire-predare de la canal și gospodăria comunală și la următoarea ședință, când va fi examinat actul de primire-predare a tuturor bunurilor, deja va fi imaginea clară. Să zici și informația, tu, din ce cauză. Eu oricum informația. În baza cărei legi, da, s-o întors la balanță lor. După cum ați primit noul proiect în rezultatul discuțiilor ieri din comisie, primul punct din decizia numărul 4/3 este că se aprobă statutul întreprinderii municipale servicii comunale de Otea, se aprobă contractul de fuziune și se instituie comisia de primire predare a bunurilor întreprinderilor municipale AP Canal și Gospodăria Comunală și Exploatarea Locuințelor, în următoarea componență. Președintele Comisiei, viceprimarul orașului, membrii Comisiei, contabilul șef de la primărie, managerul interimar la AP Canal, contabilul șef la AP Canal, managerul interimar de la Gospodăria Comunală, contabilul șef la Gospodăria Comunală și consilieri. Propuneți dumneavoastră acum câți consilieri? Doi consilieri au fost propuși. Я вам отдал комиссию, прошу. Комиссия, чем я пост пропустил? Дому Ильи Божедрашу пост пропустил? Дому Габену. Я уже пропустил, не дому Габену. Не. Майсер пропонер. Ну, той консилер. Я приду на комиссию, поучаствую, но мне не надо. Пропонер Майсер? Есть пропонер, спунем готу, интервария часто, интрегиме. Дому Шлиц, так спать. Да. И так мы астаси дискутем статуту, фазионе, шамарипарту. Noi, conform regulamentul și legii, noi trebuie, cel puțin la jumătate de an, să ascultăm de seama întreprinderile date. Azi e extraordinară. Noi, dar ceea ce e extraordinară, dar noi, ce e ordinar, noi n-am văzut dare de seama la aceste două întreprinderi, pentru că noi astăzi încercăm să votăm un act care ele deja vor funcționa. Dar noi nu cunoaștem că și domnul Calăraș s-a referit la multe activi, noi n-am avut activitatea acestor două întreprinderi, parcursul... Dar v-am propus mie în comisie. Da, să vedeți mie în comisie și în adâncime se examina toate acestea. Și la o întreprindere și la altă. Și la următoarea ce vizionă de tazare. Era normal ca noi să avem dezbateri pe... Noi nu avem dacă vor... Dacă se cerea următoare... Domnul Zobăciu, nu ar fi nimic strașnic la următoarea ședință să-ți vine cu propunere la referitorul. Dacă îmi pozvolite, pe tomul știu sau dăbând, eu vă hătel gândit. Господин Добрынин, вы поправили. Такие подобные отчеты должны давать не руководители муниципального предприятия, а руководящий орган консилиум и администрации. Административный совет согласно закону муниципальных предприятий. Там их нет. Мы сейчас только ее формируем и будут... Если не ошибаюсь, мы голосовали за администрацию. Что, у нас нет нового лавра? Нет, нет. Лава это лава. Господин Куналов вопрос. Да лавка, наверное, что ты так считал? У вас считал, есть консилия администрации, которые... Ну, хоть я понял, что ты информация. Вы же за рекламу голосовали, если я не ошибаюсь? Административного совета. Ну, просто пробовать регламент на консилию администрации, что ты консилирай, какой консилию администрации не existe на ничего предпринимателя. Кума, кофеи. Noi doar inițial am zis, mergem acum procedural, legal, după aceea... Давайте тогда изберем, давайте тогда вносите, потому что это
Так еще не сформировано предприятие. Еще оно не зарегистрировано. Не обязательно, чтобы они были сформированы. Мы должны... Это закон 2017 года. Стимаţi consilieri, eu v-am explicat dumneavoastră la ședințele anterioare. Nu ne înregistrează camera înregistrării de stat aceste modificări până când are logic în genere. Noi acum să le aprobăm statutii redacției nou la ambele întreprinderi conform modificărilor de lege, consilii de administrare, comisii de revizie, ca după asta să aprobăm contract de fuziune, nou statut pentru întreprinderea nou creată. Vă ne-a rămas. Я не вижу здесь каких-то особых препятствий, но я считаю, что отчеты должны быть, и отчеты должны быть согласно закону в течение, в каждый квартал. Должны быть обязательно. Я имею в виду консилиум и администрацию. Давайте мы внесем раз в повестку. Вот мы проголосуем, но в том числе, давайте заберем этот консилиум и администрацию. Насколько я помню, мы что-то голосовали. Меня обругат как человек, пока читил, но просто процедура. Если просто, я не знаю, вы получили ответ, я такой информации не владею. Мы голосовали, но нам ее вернули, потому что неправильная процедура была принятия. Поэтому оно не прошло. Мы вернулись опять же. И мы пришли к мнению, чтобы лучше их объединить, после этого создать единую. Последующей сессии. Административный совет, регламент, как положено. Это же предлагается. После чего пройдет вся эта процедура через камеры для регистрации, уже можно будет сделать то, что вы предлагаете. Следующий этап уже... А можно ознакомиться с этим ответом? Потому что я, допустим, где я могу получить? Сейчас на порядке. Мы на прошлом... Я просто хочу знать. Есть модификация. Вы на прошлой сессии отсутствовали. Мы на прошлой сессии аннулировали все и сделали, и предложили объединить. Почему я посмотреть, чисто юридически посмотреть, почему отказывают? В чем проблема? Снимай спасибо. Не отказывай на три баря. Патру бары три. Сапропус. Де апроба статуту. Întreprinde municipale servicii comunale. A doua, se aprobă contractul de fuziune și a treia, comisia, care este în fața noastră, plus domnul Dobândă și domnul Jădraș. Cine este pentru? Vă rog, votați. Cine este împotrivă? S-a obținut? 1, 2, 3. Ei s-a obținut. Trecem la întrebarea 4. Privind modificarea deciziilor numărul 3-6-1, 3-6-2, 3-6-3 din 24 cu privire la schimbările destinației de terenuri. Inițiator, la mine acesta. Mă scuze, eu vreau să vă dau o informație, deși eu poate nu e chestia asta. Nu e data trecută, dacă țineți minte, și aici ține un post gazgol de terenurile care sunt în proprietate la Seva Nord, am schimbat destinația din specială pentru construcție. Dar oficiul cadastral, când am plecat la registrare, ne-au solicitat să completăm decizia cu sintagma teren, cu destinația din încadrul localității și modul de folosință pentru construcție. Adică ei se lasă tot și de o instrucțiune care o au, nu e nicio diferență mare, dar, oricum, nu-i cerut asta, ca să nu întindem mai departe timpul, solicite. Până la urmă, Comisia Comisie este pozitiv. Cine este pentru, vă rog, votați. Cine este împotrivă? S-a obținut? 1. Trecem la întrebarea cu numărul 5. Privire la construcția anexei provizorii SRL Autostar. Inițiator, domnul Lina Cinică. Întrebarea asta a discutat și la ședința precedent. Din motivul că nu a fost clar pe video cum s-a votat, noi am pus-o astăzi încă o dată la ședință pentru a fi votat. Будет помнить позднее, когда мы будем. Регрет нам вот даже не прецеденты. Плюс с ним мы договорился о дискутатула... Консилию урбанистов. А помню. Консилию урбанистов. Грибель Карион пропуск на том же. Подкес Ленги Мотосу. И с улаками жаминты, в том же, как мы только на Кнепой. Факы фасада, это сила, это Алла. Алла Пантелеев. Вот берем, где-то с официю.
Și doilea, trilea și a patrulea etaj, cu două arhitecturi în stil. Acolo trebuie cu două arhitecturi în stil. Și nu a fost rădăcină. Și bravo, că a fost rădăcină. И сказали тогда мне на нашей комиссии, что да, так они такие взяли на себя обязательства. И мы закончили да, что постпроект очень красиво все там было. Да, не Они будут держать свое слово. Да, спокойно. А сын какой-то такой вопрос? Ну, хорошо, ему подзревали даже не десусственный кулер, он не дает подзревали даже. Не, у него один этаж их, я понял. Есть еще один этаж. Так вот, три собственника. Это есть примария, это есть архитектура. Их надо приглашать сюда. Потому что это центр города, там не должно быть один покрасить желтый, другой покрасить зеленым, а третий еще что-то. А по закону даже нельзя, да? Поэтому надо как-то их вежливо подталкивать за это. Ну, любя подталкивать. Или кручивать кое-что. Владимир Алексеевич, я присутствовал на том заседании. Вы это предложение предложили, но они сказали, мы постараемся, обязать их не могут. На это у нас есть примария, да. Архитектура. Я не слышал обязать. Ломать кимшей и тому подобное. Вот если вежливо подталкивать, это не проблема. Чтобы это... Потому да. Что тот центр города. Что этаж там вообще суд идет? Человек умер. И как-то не чей этаж. Более того, я даже тогда предложил, чтобы придумали свой офис или то свое здание тоже, чтобы оно было все... Это самое сердце... Вот можете прямо спросить. Сможете. Это самое сердце города, понимаете? Верю. Если мы с тобой... Нам хватает то, что... Книги стоит такая рухля там в центре города, в конце края. С кинотеатром сказала там, например, вроде там подвижки какие-то есть. Я хочу, чтобы нас город был красивым. Все хотят делать, я не верю, но никогда я живу совсем старым. Я хочу, чтобы видеть красоту города сегодня. Пожалуйста. Чем пропонер мой лет? Добро. Давай. Попьешься. Добрый мастер, дай вдруг. Мы раз и чергем, прям год в насилие сроки, среди четверем конструкция дата. Александр Москвич, где он теряет аферен от Лазерии к Чинч Нигель. Спасибо. Нигель. Смысл, если легал, ситуация дата, когда деja конструкция есть предикаты, care s-a făcut fără certificat de urbanism, fără proiect. Totuși, primăria are organe, programul care a început construcția murală a unei construcții și era vigorit ca organul constatatorul, dacă este, dacă el noi, am în persoana domnul primar, v-ați autosistat din punct de vedere că această construcție este ilegală și noi astăzi încercăm să o legalizăm. Dumneavoastră, țineți la toate să dați răspuns la întrebare dată din punct de vedere că... Și vreau să trag atenție... Că dumneavoastră vă aranjează mai tare terasa care era acolo, în halul în care era, scad în cap cuiva, dumneavoastră mai tare... Nu mă aranja nici aceea, nici aceea mă aranja. Dar situația era de așa natură că... Nu vă aranjați. S-o construiți, s-o amenajați și e un loc amenajat în oraș. Asta vedeți. Nu încercați să stipulați pe... Nu vă aranjați, eu v-am întrebat, legal, ați procedat proiect sau nu? Cine este pentru a primi întrebarea numărul 5? Eu cred că încercați să... Domnul consilier, am votat regulamentul 3 minute.
Mi-ați 5 minute de votați. Numărul raportului. Cine este pentru? Cine s-a obținut? 1. Cine împotrivă? 2 s-a obținut și dubând împotrivă. Așadar, întrebarea 5 a fost primită. Ordinea de zi a expirat. Cine este pentru ca să închidem ședința? Vă rog, votați. Dar cum am votat? Că se spune, am votat pentru ca cetățeanul să dea informație. Eu am vrut permisiunea dumneavoastră, dacă de la dumneavoastră tradițional, de la ședință la ședință, noi felicităm omagiații care au fost. Noi astăzi nu avem omagiați, însă avem alt omagiați. Eu aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să ridic în picioare funcționarii publici din primărie. Și mă rog să vă funcționarilor public și eu chiar vreau să le aduc mulțumiri colegilor mei din primărie și tuturor funcționarilor publici, pentru că în spatele la tot ce se face, la toată activitatea primăriei sau funcționarii publici care vedeți în fața dumneavoastră, iată aici, vă întoarceți către ei, este o mână de oameni care din spatele lor stă toată activitatea primăriei. Eu țin să le mulțumesc, să le doresc succes, realizări frumoase, rezistență și tare vreau să sper că munca dumneavoastră va fi apreciată, iar statutul de funcționar public va ajunge să fie un statut respectat și nu cel care este acum, din păcate și spre mare regret. Și tare mai vreau să sper că veți avea și salarii decente. Nu zic că la nivelul ministrilor cum au acum, și domnul Dobândă s-a obținut de la votarea regulamentului care vă oferă măcar un pic de indemnizație ca să vă majoreze salariul. Pe când ministrii și-au majorat salariile la 50-60.000, eu vreau ca măcar puțin să aveți salarii mai mari, decente, care să vă asigure un nivel de trai decent. Vă mulțumesc și să vă felicitez. Domnul răspundorul care a dorit să aducă informație, care este? Nu, poate. Stai acolo, tu. Stai acolo. Stimați consilieri, eu scurt vreau să vă aduc la cunoștință situația cetățeanului dat. Din cât eu m-am informat, și am fost la fața locului, dumnealui are niște pretenții față de primărie, din punct de vedere că 4 ani de zile e învechi în coridoare de dat și nu poate poate o întrebare zile. Dar, într-adevăr, la faptul că exact pe timpuri stâlpii de lumina electrică era în grădină la... mergea prin grădină la oameni. Atunci când faptul că exact a dat la balanță rețelele electrice, au fost impuși ca să schimbe stâlpii, să schimbe toată infrastructura și mai departe. Deja schimbând infrastructura, s-a creat stradela dată în lumina electrică în Făcuiești, s-a creat o linie nouă, care are 6 stâlpi. Iată, acolo merge într-un tupic, vreau să zic, de la Căminul, la o organizație de construcții. Care e întrebarea? Da. El a solicitat șirmă din coridoarele primăriei, din punct de vedere, solicită ca acolo să fie instalată o lampă electrică, cel puțin măcar. Pentru că stradiela are 6 stâlpi și niciuna nu e iluminată. Până nu i-a avut în grădină stâlp, a avut lampă, a avut contor, care era la chitară. Nu a avut contor, nici s-a dus în mijloc. Eu nu le spun, poate el e pe ochi. Dar eu solicitam. Ca întrebarea ta, în scurt timp, e foarte simțit de urmat. Se pun de vedere că se instalează visul în stâlp. Da, se instalează visul în stâlp, dumneavoastră puteți în tot orașul. Păi dacă dumneavoastră acum favorizați cineva, se instalează toți pe ori, pentru că mâine, fix așa, la ședință, o să vă vină toți locuitorii din oraș care nu au pe peronul lor
asta, acord iluminat și o să vă ceară că fiecare pe loc să fie instalat acord iluminat. Problema noastră este să ne trebuie. Solicită o gradă ca să fie instalat înapoi unde a fost. Nu acolo. Să fie stabilat și este normal că el, dar mai este stâlp. Ce puțin îți zic de zic? Dar și că trebuie să te mai puteți șansă. Nu cred că nu ești mai greu să vezi. Toate e tot. Nu ce-i cum ar fi. Eu am văzut să cunoștință, domnul Cătățeanu, să rămâi împătat că polițienii cel puțin l-a ascultat, dar mai departe au cărbeți și mai departe. Ne voi să vă motivare. Da. Eu vă spun. Вы у нас знаменитый чем? Вы бьете все время за права гражданских торговых на рынке. Это правильно. Вот там за речь готовы, прямо на дебатке приговорили. Вы молодец за этот план. У меня вопрос. 27 числа вы возглавите это собрание всех с рынка, которые будут протестовать против кассовых аппаратов? Против... Да, я объясню людям. Что это? Что это правильно? Четыре тысячи, на, 14 сверху, да, на! Я говорю, что это так. Я говорю, что это так.